ridicat pe toată mai încet, revoluție mai încet, în fel de la tenis, în fel de hibernare, și numai în clipa în care situațiile sunt acute, iese istoria. Și dacă uitați în istoria noastră, numai în momente, cum să zic, groaznice, limite, aici, în risc să se retrage, nu vrea să facă istorie. Păi vedeți și dumneavoastră acum, de exemplu, măsurați tonele de insultă dată de comunitatea urbană vis-a-vis de poporul român și lipsa de reacție aproape fantastică așa de poporul. N-a răspuns, pentru că s-a mai jucurat de la televizor, au apărut emisiuni în care au spus că au conducători sibilitici, Avram Iancu, Marcel Antonescu, și n-a făcut niciun răspuns, dar nu din ignoranță. Românul își vede de treaba lui. Are o latență, are valori, numai așa se putea de imit, dacă ești la suprafață de curs. Și atunci am surprins chestia că noi trăim în virtualitate. Lucian Braga la fel a spus că românul boicotează istoria. Fabulos. Pentru că boicotează. Și acum aș vrea să și tot o boicotăm. Că n-ai cum să te pui la Lichinia care vede dincolo sau la Poția și din interior. Pe parcele ce se poate face ne scripturat. În schimb, în computer, nu trăiești în virtualitate, trăiești în virtual. Este în paralel. De asta, imaginația copilor, de exemplu, cei care stau 10-18 ore, dacă se de vorbă cu ei, am stat de vorbă cu tine. Spune, cum e la școală? Zic, ce ore faci? Zic, învățați în străină. Zic, uite, uite, uite la mine. Mă vezi? Știți? E numai comunică, pentru că se cu plasma. În schimb, pe plasma de acest necunoscut, aleată e fantastic. Aleată, spune, scoate intimitatea din el. Ca artist, întotdeauna ai o conștiință integratoare pentru că ești responsabil de ce se întâmplă cu semenul tău. Ca specialist, poți să fii un om specializat pe chestii să mai vezi dincolo. Ceea ce este foarte periculos. Este, știți cum e, cum e paradoxul ăsta, vin cu taxiul, nu? Intrați în România în taxi. Și eu zic, sunteți liber? Și zice, da. Și zic, mă întreb unde mergeți. Păi zic, mă duc în ei. Și eu nu merg la asta. Cum ai tu mă duci pe eu te duc pe tine sau pe mine? Și zic, să mă râd, dar am problemele mele. Nu, și eu pe altul. Mi-a zis, păi nu merg, zic, că plouă. Păi și tu vezi mai pe soare? Și nu, nu merg pe soare. E deci, deci, românul are un sifilis în cap. Din punctul de vedere, în Germania, nu puși cap, vă dați seama. Dar sifilisul ăsta, de multe ori, devine, mi-a zis mie un nevreau de știu. Și că, măi, Dane, voi aveți mari defecte care, în fracțiuni de secundă, devin mari calități. E o chestie extraordinară. De exemplu, a văzut acum în România, și în final în lume, noi ne îmbolnăvim de bolile care vin din afară, s-a distrus instinctul, spiritul de discernământ. Știți că pe computer, pe linia asta, pe navigarea asta, lumea nu mai știe dacă sunt morți sau sunt viu. M-am dus în parte pe acest și am văzut și este secundit.
cognitivă necinstită, falsa informație, impostura, călcați pe mine. Rațiunea mea a fost astăzi aici să vă povestesc despre lucrurile astea, ca să aveți niște linii de forță care sunt în spate, din asta lucrați cu altul, care se deschide așa. Pe eu la acolo, în atunci să lucru foarte mult, sigur, nu trebuie să-l prestem, pentru că necum este o eră. Este, cum să zic, o lume care din ce în ce va merge pe minima, cum să zic, pe viteze fabuloase. Știți că s-a accelerat viteza obiectivă. Viteza s-a accelerat. Cum să zic, adică accelerația aceasta a timpului este un dat obiectiv. Nu mai avem același lucru care acum 20-30 de ani. Gândiți-vă că ăla este un accelerator. Pe lângă acceleratorul ăsta sunt straturi, straturi, straturi. La așa ceva, e un ceea ce se numește săgeată inversă. Universul merge spre entropie, la nivel de macro. Până și ăștia, cu globalizarea lor, care vede cooperativa agricolă ca să stăpânească, o dat scule ca să aibă informații. În schimb, la nivel biologic, la nivel biologic și submicroscopic, Universul se diversifică. Și atunci vin și vă spun așa, eu să dat de vorbă cu ambasadorul ăla de la oasă și mi-a zis, dumneata, ai o concepție cam naționalistă. Pentru ce e rău în asta? Ce e rău în asta? Ce găsești din atare rău în asta? Și ca să-l vindec, pentru că nu știa ce înseamnă naționalitul românesc, că nu știu până acolo la nivel francez, că la noi naționalitul este o formă de apărare, de ce ați văzut ea? Domnul ambasador, excelență dumneavoastră, când vă uitați la televizor în Olanda și vedeți că joacă Spania cu Olanda, a strigat de nebun prin casă, hai comunitatea europeană, și o spuneți, hai Olanda! Și se închide discuția. Pentru că, de exemplu, aici îți scrieți foarte repede identitatea. Îți dă sentimentul unei personalități și unei participări extraordinare de rog ești din an. Ultimele forme de autodenunție, înainte era securistul care zicea, știți, că purii cheze. Acum am dus sigur la devinuri și sunt ce cred. E tot o formă de autodenunție. Când te întreabă la asemenea niște întrebări, eu văd că prin irigator, la urechea lor proasta aia, securistul pune niște întrebări care se mi le pună mie. Și atunci eu văd că tu te autodenunți. La masa mare, pentru că chestia asta, să-ți iau un fel de temperatură. Și ce faci domnule? Arunci mobilul? Arunci computerul? Nu! Le folosești. Dar le folosești în trezvie. Adică fii tu mai inteligent decât toată chestia asta. Pentru că altfel, sigur, n-ai cum să te opui. Percepțiile se schimbă. De când a apărut aparatul de fotografia, s-au schimbat percepțiile. Au fost o revoltă fantastică, modernă. John Russell, care spunea că este this is a spoil boy, zicea de aparatul de fotografie. E, uite că aparatul de fotografie s-a dovedit a fi alt în sine. Peste 30-40 de ani, un alt asta pe care o folosesc, deja obicei. Vor apărea alte forme. Ceea ce este foarte important este să vezi avantajul pe care se dă. Că la microscop vezi altceva decât de spoilul liber. Oriul, bun simț, rațiunea, are liber. Goethe zice așa, între viață și rațiune rămâne întotdeauna umoresc. Vă dați seama că între viață și computer e umoresc. În restul ăla este ascuns miracolul vieții. Cu cât îți păstrezi mai mult restul ăla de viață, ci păzești, cu atât ești mai bun. Cu cât îl conștientizezi, cu atât ești mai curat. Cu cât îl transmiți, altuia cu atât se face un șirag al umanității conștient. Peste tot în unde am fost, peste 40 de țări, am văzut fenomene de genul acesta. Se ducea la restaurant, eu cu ea, și de stau le vă dau un iPod. Dar erau aici. Știți că în America computerul se numește The Third Parent, al treilea părinte. Adică, dacă e nelu bucătărie, nu mi-a zic, nelu! Vino pe că e mâncarea gata. Zic, n, e g, t, m. Că zice și scurt. Știu cum îmi dă SMS-uri, când? Când, t, t, v, s, n, v. Nu. Ce înseamnă asta de dispoziția asta? Pe nu citesc, scriu ușor. Nu te pot opune lucrurile acestea, dar vrei să te supui. Pentru că aici este foarte interesant. Un om care domină lucrul acesta înseamnă că inteligența lui nu este formată. Și mai este ceva. Trăim într-o lume a prețurilor și mai puțin într-o lume a valorii. Prețul nu este egal cu valoarea lumea. În România, valoarea este profund disprețuită din cauza faptului că s-a basculat, am intrat în faza de neocomunism cu ăștia, grădina asta zoologică, care ne și ăștia n-au valori. În schimb, pun prețuri. Poate să pună prețuri pe chiciul ăsta care este sus aici, pe care se
ceva simplu. Poți să este enorm de mult. O valoare poate să moară de foame. În România o valoare este condamnată la foame. În societățile civilizate, valoarea tinde să aibă preț. Și atunci, la dumneavoastră, e în mână să faceți prețul. Și am să închei cu următoarea chestie, că Dumnezeu nu mă uită niciodată. M-a chemat odată tot așa la o chestie despre un manager. Îmi place cuvântul, cred că administrator, director, la noi este manager și este și lider, mai e bun. Și să le vorbesc de valoare. Dom'le, și Dumnezeu a lucrat cu atât